După două luni de antrenamente solitare acasă în propriile apartamente, componenții lotului olimpic de canoie au ieșit pe apă. Coordonatorul lotului olimpic de canoie s-a declarat mulțumit, atât de forma fizică în care sunt sportivii cât și de condițiile actuale de pregătire. Totul este excelent la izvorani. Suntem complet izolați și ne simțim protejați. Nu intrăm în contact cu absolut nimeni. De la hotel mergem direct la apă, acolo facem antrenamentele specifice pe lac, după care revenim la hotel. M-am bucurat că toți cei cinci componenți ai lotului sunt în formă fizică bună și nu numai că nu au luat în greutate, dar au venit un pic mai slabi, dovadă că au urmat cu strictețe programul de pregătire pe care l-am realizat pentru ei, special pentru perioada de izolare, a spus antrenorul Florin Popescu.